Părinte profesor, și noi vă mulțumim pentru cuvintele harului pe care le-ați adus în biserica noastră și vă mărturisesc sincer că expunerea Sfinției voastre și-a atins scopul și cel dogmatic și cel pe care l-ați înșurat aici cu o putere extraordinară. Am urmărit cum ați fundamentat scripturistic cinstirea Sfintelor Icoane și mai ales fundamentat patristic cinstirea Sfintelor Icoane și cum le-ați luat așa didactic și l-ați expus sistematic pe fiecare. Vă mărturisesc că noi românii totdeauna l-am cinstit pe Dumnezeu și mai ales Ortodoxia a cinstit chipul nemuritor al lui Dumnezeu de pe icoane. Am să vă spun câteva întâmplări. Așa cum a spus și eu, am trăit într-o casă în care era o casă plină de icoane, nu lipsea Mântuitorul, Maica Domnului și Sfântul Nicolae, aproape la tot omul de la țară. Și acum lucrurile sunt așa cum le știți, dar noi suntem cinstitori a icoanei. Am să vă spun o întâmplare, în 92 când am venit aici, după vremea de tristă amintire, a trebuit să merg cu icoana. Mi se părea, nu știu cum să meargă preotul cu icoana. Mă duceam într-un bloc, dacă mă primeau 5-6 într-un bloc, unde erau 200 familii. Și în sfârșit am ajuns, am făcut un bloc, am făcut al doilea, mă gândeam, bă, de ce mai mă duc? Dar am mers înainte, că era misiunea mea. Noi avem mandat apostolii, nu ne ducem așa de capul nostru. Până când am ajuns la o ușă, cred că era aproape de Sfântul Ignatie Teoforul, și era o mare petrecere acolo. Când cineva care se prezenta un mare avocat spune, păi de ce mai vii, domne, cu scândura asta la mine? Dar spune, domne, uite care treaba. Noi, ortodoxii în istorie, suntem reprezentați de această icoană pe care matalul numesc scândură. Și am explicat eu, că am mandat apostolic, am explicat ce înseamnă icoana. În sfârșit, am plecat de acolo și toți care au fost acolo au fost atinși de faptul că el mi-a zis mie asemenea cuvinte. Și eu n-am tăcut din gură că trebuia să justific prezența acolo și rostul meu. În sfârșit, m-am întărit după această vizită. N-am făcut decât să-mi aduc aminte de o scriere a lui Vasile Voiculescu, Gânduri albe, icoana Biserica cu Sfinți fără ochi. Cam așa făcea el, scotea ochii, icoanei, de ce am căutat acolo. A trecut timpul, omul acela a înțeles atunci mesajul, dovadă că este în biserică împreună cu părinții care erau la masă și cu câțiva prieteni și a împătrânit acum și este chiar cestitor al icoanei. A înțeles până la urmă mesajul icoanei. Dar, mergând în călătoriile acestea, am văzut mari icoane făcătoare de minuni. Și în Europa și la locurile sfinte unde ne ducem, dar mi-a fost dat să ajung, să trăiesc drama pe care Vasile Voiculescu a scris-o în Gândurile albe, pe care cartea a fost publicată după Revoluție. Am ajuns pe Valea Zelvei, Chioreme și Ihlara, acolo unde Sfântul Vasile cel Mare a făcut cele mai frumoase azile, orfelinate, case de orfani, da? Și unde erau cele mai frumoase biserici zidite în secolul 6, 7, 8, 9 chiar, în care sfinții erau foarte frumoși, dar lumea musulmană a scos ochii sfinților de pe icoane. A fost o dramă extraordinară și mă gândesc și unde vom ajunge, pentru că am călătorit și la Salonica, acolo unde Sfântul Apostol Pavel a ținut cuvântare către tesalonicieni și unde a și scris, pentru care a scris epistolele acelea, am văzut biserica în care el a predicat, tot așa, în care sfinții erau pur și simplu înțepați cu cuțitul peste tot. Iată, deci, o altă situație pe care vă expun și prin care biserica a fost dată să treacă. Cu toate acestea, noi suntem cinstitori ai icoanei. Vă mulțumesc că ați venit așa și pe vremea aceasta ca să ascultați o prelegere așa de frumoasă. Dacă sunt Părintele întrebări, dacă cineva dorește să întrebe, să-l întrebe pe Părintele Profesor sau pe Părintele Paroh ceva, îndrăzniți. Da, aș vrea să vă spun că tot ce a spus dumneavoastră se regăsește în biserica noastră. Biserica Șerban Vodă are o teologie a icoanei pe care chiar dacă se avea timp, v-aș propune să ne scrieți așa despre această teologie, pentru că este aproape unica biserică din București cu
sinaxarul pe stâlpi acestea pe care dumneavoastră le vedeți și în locul acesta în care intrăm, noi devenim ca sfinții, devin casnici cu noi, sau mai bine zis, noi devenim casnici cu sfinții. E un loc extraordinar, pentru că dacă vedeți și ferestrele și lumina intră filtrată aici, ca să creeze cât mai profund atmosfera aceasta de sfințenie, de loc al Împărăției Lui Dumnezeu. Este o întrebare.